Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, urmează momente de liniște pentru sufletul nostru și de meditație profundă la lucruri care nu ne încântă inima cerând entuziasmul nostru, ci la lucruri care reclamă discernământ și decizie pentru prezent și pentru viitor. Suntem în această seară, prin Harul lui Dumnezeu, la partea a treia a lecției Botezul cu Duhul Sfânt. Acest ciclu de lecții pe care l-am început cu câteva săptămâni în urmă, se numește Cum este Biserica lui Dumnezeu. Am observat care este personalitatea Duhului Sfânt, care este activitatea Duhului Sfânt în Vechiul Testament, în Noul Testament. Și în această seară vom începe timpul nostru de studiu cu ajutorul Domnului, gândindu-ne la un avertisment serios pe care Biblia îl conține și care trebuie să fie cunoscut de toți creștinii, numit hula împotriva Duhului Sfânt. Învățătura Domnului Iisus Hristos, dată fariseilor și cărturarilor cu privire la hula împotriva Duhului Sfânt, este legată de evenimentul exorcizării îndrăcitului orb și mut din Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele de la 22 la 37. Marcu, capitolul 9 cu 34, sau capitolul 3, versetele 20 la 30. Domnul Iisus Hristos pleacă de la evenimentul acesta când îl vindecă pe îndrăcitul acesta și pentru că fariseii și cărturarii îl acuzau pe Domnul Iisus Hristos că a făcut minunea aceasta folosind puterea diavolului, Domnul Iisus Hristos prinde prilejul și încearcă să îi învețe pe oamenii aceștia că ei au o atitudine foarte vinovată și periculoasă pentru viitorul lor spiritual. De aceea avertismentul Domnului Iisus Hristos este necruțător atunci când în Marcu capitolul 3, versetul 29 face următoarea afirmație. Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci se va face vinovat de un păcat veșnic. Noi oamenii care venim la biserică, stând în prezența unui Dumnezeu sfânt și absolut, perfect, realizăm că suntem ființe greșitoare. Și atunci când venim în prezența Domnului, conștiința noastră ne mustră pentru greșelile care le-am făcut. Soluția Bibliei pentru astfel de situații este: mărturisiți-vă păcatele. Și mărturisindu-ne păcatele cu regretul că le-am făcut și dorința să nu le mai repetăm, Dumnezeu ne iartă. De aceasta putem fi absolut siguri. Și îi mulțumim Domnului pentru harul acesta. Însă, există această excepție care așează în fața noastră un avertisment absolut serios. Oricine va greși, va păcătui și se va face vinovat de hulă împotriva Duhului Sfânt, nici în veacul acum, nici în veacul viitor și niciodată nu va fi iertat. Ori dacă nu va fi iertat, va ajunge în iad. Asta înseamnă că persoana care se face vinovată de hulă împotriva Duhului Sfânt va merge sigur în iad, fără nici o perspectivă de a fi iertat. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos rostește această judecată aspră este prezentat în Marcu capitolul 3, versetul 30, acolo unde Biblia spune aceasta, adică el spune, el face această afirmație, pentru că ei ziceau, are drac,
folosește puterea diavolului ca să facă exorcizarea aceasta. Și acum o să vă rog să fiți atenți, dragi oameni ai lui Dumnezeu. Asta înseamnă că a huli împotriva Duhului Sfânt înseamnă a-i atribui în mod conștient și voluntar, a-i atribui în mod conștient și voluntar lui Satan lucrările pe care le face Duhul Sfânt. A huli împotriva Duhului Sfânt înseamnă a-i atribui lui Satan în mod conștient și voluntar, nu inconștient sau involuntar, lucrările pe care le face Duhul Sfânt. A atribui lucrarea Duhului Sfânt lui Satan înseamnă a respinge intenția Duhului și a-i lua ocazia să-l conducă pe om la Dumnezeu pentru obținerea mântuirii lui Hristos. Dacă cineva este speriat de gândul că poate a făcut păcatul acesta, asta înseamnă că nu l-a făcut. Pentru că un om care mai are atâta conștiință să se teamă de Dumnezeu și să se gândească la sufletul lui, înseamnă că Duhul Sfânt mai lucrează încă în inima lui, pentru că aceasta este o consecință a lucrării Duhului Sfânt. Oamenii în a căror inimă nu mai lucrează Duhul Sfânt sunt oameni nepăsători pentru sufletul lor și pentru viitorul lor spiritual. Pe ei nu-i mai interesează viitorul lor spiritual, îl tratează cu o vinovată nepăsare. Dar persoanele care încă mai sunt preocupate în mod conștient și permanent de viitorul lor spiritual, asta înseamnă că Duhul Sfânt mai este încă în inima acelui om și acțiunea prezenței Duhului Sfânt îl determină la grijă pentru suflet și pentru viitorul lui spiritual. În al doilea rând, în această seară, aș vrea să observăm că Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa la cer, de despărțirea sa de oamenii de pe pământ, unde pentru 33 de ani, plus sau minus, a stat în calitate de om, de mântuitor, el promite un alt mângâietor care să-l înlocuiască după ce pleacă și să nu-i lase pe oameni singuri. În Ioan, în capitolul 7, versetele de la 37 la 39, în ziua de pe urmă, când era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Biblia. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul încă nu fusese dat, fiindcă Iisus încă nu fusese proslăvit. Și acum vă rog să ascultați aceste cuvinte rostite de Domnul în contextul pe care eu am să-l explic. Era sărbătoarea corturilor. Și toți iudeii s-au adunat la Ierusalim să sărbătorească sărbătoarea secerișului. În aceste 8 zile de sărbătoare, ei stăteau în corturi pentru ca să-și aducă aminte de strămoșii lor care au mers în pustie pentru 40 de ani și au locuit în calitate de nomazi în corturi. În ziua a 8-a, marele preot, însoțit de mulțimea de alaiul în sărbătoare, mergea la scăldătoarea Siloamului și într-un vas lua apă din scăldătoare și se întorceau la templu și o turnau pe altar. Probabil că în momentul în care, în liniștea aceea reverendă, când preotul turna apa pe altar și apa curgea din vas, dintr-o dată răsună în liniștea templului glasul Mântuitorului care spune: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. În momentul în care publicul vedea apa cum curge pe altar, se aude o voce, un glas, care spune: voi care priviți apa curgând și vă încredeți în ritualul omenești, ceea ce vedeți este un ritual care simbolizează că va veni cineva să moară pentru voi și să vă ofere nu o apă care va alină setea pentru 5 ore, și o apă veșnică. De aceea, acum ascultați-mă, dacă dintre voi însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cât sens face dintr-o dată afirmația Domnului, cunoscând contextul în care el vorbește? Mai târziu, în Evanghelia după Ioan, în capitolele 14, 15 și 16, Iisus explică
despre venirea mângâietorului care îl va înlocui. Important de observat că termenul pe care Biblia îl folosește în limba greacă pentru Duhul Sfânt până acum a fost pneuma. În aceste două capitole, doar aici, dintr-o dată termenul pentru Duhul Sfânt se schimbă și nu mai este pneuma, ci este paracletos, care înseamnă mângâietorul sau mijlocitorul sau avocatul sau înlocuitorul. Cu excepția acestor două capitole din Ioan, doar o singură dată mai este folosit în Biblie. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, unde se referă la Hristos, acolo unde Biblia spune: copilașilor, vă spun să nu mai păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem un mânghietor la Tatăl, să nu vă speria, să nu disperați. Hristos îi asigură pe ucenici de două lucruri foarte importante. 1. Paracletos, adică înlocuitorul său, Duhul Sfânt, care va veni pe pământ după ce El se va ridica la cer, nu va mai pleca ca și el peste 33 de ani și va rămâne în veac cu oamenii până când, la sunetul trâmbiței, când Hristos se va întoarce pe norii cerului, biserica împreună cu Duhul Sfânt se va ridica ca să-L întâmpine pe Mântuitorul în slavă. Ioan 14:16. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, un alt paracletos, care să rămână cu voi în veac. În al doilea rând, frați și surori, paracletos va avea aceeași natură ca și a lui Iisus. Nu va fi diferit. Demn de observat din nou, gramatica limbii grecești aici face o remarcă foarte importantă. Adjectivul pentru altul, adjectivul altul, nu mai este cuvântul grecesc care este folosit de obicei, ci este un cuvânt care doar aici este folosit, și înseamnă altul de același fel. Adică mângâietorul care va veni să-L înlocuiască pe Hristos nu va fi oricine, ci va fi cineva de aceeași natură cu a Lui. Va fi cineva la fel de valoros ca El. Va fi cineva la fel de Dumnezeu ca El. Va fi Dumnezeu Duhul Sfânt, care îl va înlocui pe Dumnezeu Fiul. Este foarte important să reținem că Dumnezeu, în schimbul Domnului Iisus, nu ne trimite doar ceva ca să ne liniștească, ci trimite un paracletos de aceeași natură divină cu El. Înainte și după crucificare și înviere, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor despre umplerea cu Duhul Sfânt, ca despre cel mai important lucru de care ei aveau nevoie. Fapte 1:8. Ci voi veți primi o putere, o putere de care aveți nevoie, o putere care vă este necesară, o putere care va rezolva problema voastră, ci voi veți primi o putere când va veni paracletos, când se va cobori El peste voi. Și cu această putere o să fiți martori. Aici cuvântul pentru putere este dunamis. În limba greacă, dunamis înseamnă dinamită. Și Duhul Domnului a folosit acest cuvânt aici pentru ca să exprime puterea explozivă a Duhului Sfânt, care va sta la îndemâna persoanelor născute din nou, care se vor lăsa umplute și folosite de Duhul în slujba Domnului. Oamenii aceștia vor avea în ei o putere care va fi explozivă, va fi nelimitată, va fi infinită. Nu va avea limite în acțiunea ei. Aici este cuvântul dunamis, dinamită. În al treilea rând, frați și surori, în seara aceasta aș vrea să observăm, începând o etapă importantă în procesul studierii persoanei și activității Duhului Sfânt, Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor. Dacă în Evanghelii persoana predominantă este Domnul Iisus, în Faptele Apostolilor persoana predominantă este Duhul Sfânt. Cuvântul pneuma, adică Duh, este folosit aici de Luca de 59 de ori în 28 de capitole. Asta arată intensitatea cu care scriitorul, medicul Luca, folosește în 28 de capitole cuvântul grecesc pneuma, pe care noi îl traducem în limba română adiere, duh, suflare, adică se referă la Duhul Sfânt. Înainte să se înalțe la cer, Domnul Iisus Hristos organizează toate detaliile de convertire a întregii lumi prin ucenici, prin apostoli, prin biserică. Ucenici care primesc mandatul de a continua lucrarea sa.
Și observați, vă rog, că în primul rând, Domnul Iisus Hristos îi trimite pe ei să predice. Predicarea fiind modul în care Dumnezeu aduce mesajul din cer în inima oamenilor. Matei 28, 19 la 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. În al doilea rând, nu numai că îi trimite, le pune la îndemână resursele de care au nevoie, îi autorizează. Și așa cum anticipam în Fapte, capitolul 1, versetul 8, le spune: veți primi puterea de care aveți nevoie, veți primi resursele de care aveți nevoie, pentru ca să puteți fi martori. Nu vă trimit cu puterea voastră, nu vă trimit în baza resurselor voastre omenești și epuizabile, limitate, ci vă trimit în baza unei puteri care va fi infinită, va fi dinamitoare, va trece dincolo de limitele umane, va fi inepuizabilă. Vă trimit în baza cheltuielilor mele. Terminologia folosită pentru experiența umplerii cu Duhul Sfânt sau a botezului cu Duhul Sfânt este foarte variată în Faptele Apostolilor și în Evanghelia după Luca, unde se folosesc 8 expresii pentru aceeași experiență. Și acum vă rog, pe cei care ați avut pasiune să cercetați Biblia și la momentul acesta sunteți cunoscători într-o anumită măsură a tainelor lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că în această seară noi suntem aici oameni care nu cunoaștem Scripturile și oameni care le cunoaștem diferiți de ceilalți. De aceea, nu vreau să prezint care sunt regulile de respect pentru interpretarea Bibliei. Aș vrea numai să o prezint pe prima, una dintre ele, cea mai elementară. Atunci când ne apucăm să cercetăm Scripturile, avem obligația morală, de bun simț, să nu scoatem un verset din contextul lui și să-l interpretăm abuziv, după cum ne place nouă. Adică ne uităm în concordanță, scoatem toate cuvintele care vorbesc despre un anumit subiect, le smulgem din contextul lor care le dădea sens și le interpretăm în afara contextului, oferind ce sens vrem noi. Aceasta este o interpretare vinovată, îndrăznesc să spun chiar drăcească. Pentru că dacă s-a ajuns la interpretări greșite și vinovate ale aceleiași cărți și sunt astăzi sute și sute de explicații ale aceluiași verset, aceasta s-a întâmplat doar pentru că oameni neluminați de Duhul Sfânt și-au permis în mod abuziv să scoată un verset din contextul în care este așezat și să-l interpreteze după voia inimilor, sprijinindu-și în felul acesta un punct de vedere personal. Niciun verset din Biblie nu este voie să fie explicat în afara contextului. Niciodată, nici măcar o singură excepție nu există. De aceea, frați și surori, când interpretăm un verset, el trebuie interpretat în contextul scrisorii în care a fost scris. Pentru că dacă dumneavoastră îmi trimiteți mie o scrisoare, eu nu-mi pot permite să iau o propoziție din această scrisoare, să o scot din înțelegerea scrisorii întregi și să-i dau eu un alt sens. Pentru că pot să-i dau un alt sens. Să vă spun o întâmplare destul de tragică. Un mare predicator din România pe care eu îl cunosc personal și am cu el o relație de suflet, el a avut o influență în ucenicizarea mea, în creșterea mea spirituală, în vremea în care era la seminar, a mers într-o biserică din București pe care eu mai târziu am păstorit-o și a predicat acolo despre Isus. În timp ce el predica, un frate în vârstă din biserică a adormit. Și a adormit o bucată bună de vreme. În timp ce fratele în vârstă dormea, predicatorul își continua predica și la un moment dat, în procesul predicării, el a spus o întâmplare. Și a povestit cum un student la medicină s-a convertit. Bunica studentului l-a chemat deoparte, fiind o atee convinsă, și i-a spus: ai grijă că nu toată Biblia e adevărată. În momentul în care predicatorul făcea afirmația: ai grijă că nu toată Biblia este adevărată, s-a trezit fratele de pe bancă. Și n-a auzit nimic altceva decât această propoziție: ai grijă că nu toată Biblia e adevărată. În clipa aceea, necunoscând contextul, adică neștiind că el spune ce a zis altcineva, bătrânul care tocmai s-a trezit a crezut că predicatorul face această afirmație către sală. A țâșnit în picioare și a spus așa:
Așa te-a învățat pe tine trandafir Sandru la seminar? Că nu toată Biblia e adevărată? A plecat din biserică supărat. Rudele și oamenii din biserică n-au fost în stare să-l convingă pe bătrân că de fapt fratele nu a spus de la el expresia aceasta, ci a fost doar o poveste. Au trecut 3 ani de zile până când odată la Sfânta Cină predicatorul cu pricina s-a dus la fratele în vârstă și i-a spălat picioarele. Și în timpul acela Duhul Domnului a lucrat la inima lui, s-au îmbrățișat și s-au iertat. Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să știe cine e predicatorul la sfârșit, să vină să-i spun numele și să-i spun date concrete. Asta înseamnă că în momentul în care iei o propoziție din contextul ei, îi poți da ce înțelegere vrei. Regula de bun simț a oricărui om care citește Biblia știe că nu-și poate permite să ia o propoziție și să o explice, să o interpreteze în afara contextului ei. De aceea în această seară, frați și surori, este foarte important să vă spun următorul lucru. Când vorbim despre expresia botez cu Duhul Sfânt, trebuie să știm că pentru această expresie există 8 expresii care au absolut același înțeles. Și acum vă rog să fiți atenți și să aveți Biblia în mână. Prima expresie este a boteza cu Duhul Sfânt. Apare de 4 ori în Biblie cu referire la Duhul Sfânt. Și una dintre referințe este Luca 3:16. A doua expresie care înseamnă absolut același lucru. A umple cu Duhul Sfânt. Aici avem 2 verbe care sunt foarte des întâlnite în Noul Testament. Unul este folosit de 2 ori cu referire la Duhul Sfânt, iar celălalt de 8 ori cu referire la Duhul Sfânt. Un exemplu este Fapte 13:52. A treia expresie care înseamnă absolut același lucru, înseamnă a fi îmbrăcat cu putere de sus. Înseamnă același lucru. Apare o singură dată cu referire la Duhul Sfânt în Luca 24:49. A patra expresie care înseamnă absolut același lucru este a cădea peste. Apare de 4 ori cu referire la Duhul Sfânt și una dintre referințe este Fapte 10:44. A cincea expresie care înseamnă absolut același lucru este a turna peste. Apare de 4 ori cu referire la Duhul Sfânt și una dintre referințe este Fapte 2:17. A șasea expresie este a veni peste. Apare de 2 ori cu referire la Duhul Sfânt și o găsim printre altele în Fapte 19:6. A șaptea și penultima este a primi. Apare de 5 ori cu referire la Duhul Sfânt și una dintre referințe este Fapte 2:38. Și a opta expresie care înseamnă absolut același lucru, e doar o problemă de terminologie, este a da. Toate aceste expresii sunt la fel de biblice și la fel de spirituale, pentru că definesc aceeași umplere cu Duhul Sfânt. Expresia botezat cu Duhul Sfânt o găsim de 2 ori în Faptele Apostolilor. Doar de 2 ori în Faptele Apostolilor. Odată o găsim în Fapte 1:5, unde Iisus spune căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și a doua o găsim în Fapte 11:16, unde Petru spune Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus și Petru repetă ceea ce Ioan Botezătorul a declarat cu mai mult timp în urmă în Luca 3:16, unde a spus, Ioan drept răspuns a zis tuturor, cât despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua la încălțăminte. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Toate aceste 3 texte se referă la împuternicirea apostolilor cu experiență care este ulterioară convertirii. Noi vom folosi expresia botezul cu Duhul Sfânt. În ciuda faptului că cele 5 evenimente de umplere pe care le vom găsi în fapte și le vom studia data viitoare dacă vom fi în viață, niciunul nu folosește expresia botezul cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor sunt prezentate 5 evenimente de umplere cu Duhul Sfânt, de botez cu Duhul Sfânt. Dar niciunul dintre aceste 5 experiențe nu folosește expresia botezat cu Duhul Sfânt. Însă noi, în ciuda acestei realități, folosim expresia botezat cu Duhul Sfânt, pentru că
Inclusiv textul clasic din Fapte, capitolul 2, versetul 21, nu folosește cuvântul botezat cu Duhul Sfânt. Însă, repet, noi o folosim pentru că puțin mai târziu vom observa că între botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt există totuși diferență. Diferența aceasta este biblică, este teologică, este practică și este dovedită de experiență. Afirmăm acum, aici, fără să argumentăm cu terminologia verbelor biblice folosite în Noul Testament sau cu gramatica limbii grecești, că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență unică și nerepetabilă. Încă o dată, afirmăm acum și aici că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență unică și nerepetabilă, pe când umplerea este o experiență repetabilă, de genul reumplere, reumplere, reumplere. De aceea, pentru prima experiență a umplerii folosim cuvântul botez cu Duhul Sfânt. Iar pentru celelalte evenimente de reumplere, de împrospătare, de așezare din nou de putere, de înviorare, de punere de rouă, de prospețime, folosim cuvântul de umplere. Pentru că umplerea este repetabilă, iar botezul este unic și nerepetabil. Repet, dacă cineva vrea amănunte, pentru că este un student credincios al Bibliei, atunci poate să fie ajutat pentru înțelegere folosind gramatica limbii grecești și verbele Noului Testament. Folosim această expresie pentru că așa s-a exprimat Ioan Botezătorul atunci când a rostit făgăduința lui Dumnezeu în legătură cu ce urma să facă Domnul Iisus. În Matei 3:11 el a zis: cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. De-a lungul istoriei creștine s-au conturat câteva învățături de bază în legătură cu botezul cu Duhul Sfânt. În primul rând aș vrea să observăm poziția ortodoxă. Și aceasta o spun doar pentru informarea oamenilor care caută adevărul. Conform învățăturii ortodoxe, și aceasta este o învățătură publică, oficială, pe care o găsiți în cartea de cateheză și în cartea de principii și de rânduieli. Potrivit învățăturii ortodoxe, Duhul Sfânt vine în viața credinciosului în același timp cu botezul în apă. Adică în timpul botezului în apă, care știți când se face la o vârstă foarte fragedă a unui copil, la o lună și jumătate, atunci vine și Duhul Sfânt. Și el rămâne restul vieții în viața acelui om, atâta timp cât el merge la biserică. De ce? Pentru că în teologia și în doctrina acestei biserici, tainele Euharistiei sunt instrumentate de biserică. Și acum vă rog să ascultați un argument de bun simț. Dacă această poziție ar fi biblică, atunci de ce, după evenimentul botezului în apă din Biblie, de multe ori unii au fost botezați cu Duhul Sfânt, iar despre alții se spune că n-au fost botezați? De ce, dacă potrivit acestei doctrine întotdeauna când e botezul în apă vine și botezul Duhului Sfânt, de ce Biblia, după unele evenimente de botez în apă, arată că a existat și botezul Duhului Sfânt mai târziu cândva, la alții arată că a existat înainte, iar la alții deloc? Dacă această poziție ar fi biblică, atunci nu s-ar mai spune că unii au fost botezați cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă, alții după botezul în apă sau alții deloc. Asta înseamnă că cele două botezuri sunt două evenimente care se pot întâmpla și în același timp, dar regula nu este să se întâmple în același timp. Regula este să se întâmple botezul cu Duhul Sfânt, se petrece după botezul în apă. Se pot întâmpla și în același timp, se poate întâmpla și înainte de botezul în apă, așa cum vom vedea puțin mai târziu din Scriptură. Poziția catolică. Conform învățăturii catolice, botezul Duhului este o experiență separată în timp și scop de botezul în apă. Duhul Sfânt se primește prin punerea mâinilor de data aceasta și prin ungerea cu un de lemn de către preot. Și ritualul acesta este numit confirmare. Dacă această poziție ar fi biblică, atunci toți membrii bisericii ar fi botezați cu Duhul Sfânt, ca și botezul în apă, prin acțiunea preotului.
Ori noi știm că botezătorul nu mai este pastorul, ca în cazul botezului în apă, ci botezătorul este Dumnezeu. Iar pregătirea spirituală a celui care este botezat și cererea lui prin credință este o problemă personală. Eu pot să botez oamenii din biserică în apă, în calitate de preot, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, pentru că mi s-a dat responsabilitatea să botez, dar nu mi s-a dat responsabilitatea să botez cu Duhul Sfânt. În apă pot să botez, pentru că umplu baptistierul cu apă, terminăm cursul de cateheză și după ce le pun câteva întrebări, să văd care e credința din inimă, le spun în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, te botez în apă și l-am botezat. Pentru că îmi stă la îndemână apa, îmi stă la îndemână omul și acțiunea e posibilă pentru mine. Îl bag în apă, îl scufund. Dar eu nu am posibilitatea să botez cu Duhul Sfânt, pentru că personal Duhul Sfânt nu este la discreția mea. Nu este la dispoziția mea ca să-l dau eu cui vor. De aceea nu eu sunt vinovat dacă dumneata nu ești plin cu Duhul Sfânt. Și personal ești vinovat pentru că ești nepăsător, pentru că ești necredincios, pentru că ai păcate în viață și pentru că nu dorești asta și n-o ceri. Botezul în apă îl face păstorul, botezul cu Duhul Sfânt îl dă Dumnezeu într-o relație personală cu cel ce-l cere. Poziția penticostală. Pentru penticostal, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență spirituală adâncă și diferită de convertire, diferită de nașterea din nou și diferită de botezul în apă. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență în urma convertirii, ulterioară, adică în urma convertirii, în urma nașterii din nou și de obicei în urma botezului în apă. Se petrece de obicei într-o atmosferă de rugăciune și este pus în evidență prin vorbirea în alte limbi. Botezul cu Duhul Sfânt este o a doua experiență a credinciosului cu Duhul Sfânt, prima fiind lucrarea interioară a Duhului la nașterea din nou, însă diferită de aceasta în timp, în scop și în intensitate. Frați și surori, vă rog să înțelegeți doar ce spun eu și să fiți foarte atenți. Experiența umplerii cu Duhul Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, este după pocăință, după nașterea din nou și după botezul în apă. Dar experiența botezului cu Duhul Sfânt este a doua experiență pe care credinciosul o are cu Duhul Sfânt. Pentru că prima a fost la nașterea din nou, pentru că nașterea din nou o face cuvântul și Duhul. Însă de data asta, experiența are alt scop, are altă intensitate. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență spirituală unică, este diferită de convertire, diferită de nașterea din nou și diferită de botezul în apă. Și aceste lucruri implică, adică pocăința, nașterea din nou și botezul în apă, și acestea implică acțiunea Duhului Sfânt, ajutorul Duhului Sfânt. Pentru că dacă un om ajunge să se pocăiască, asta înseamnă că el răspunde la invitația lui Dumnezeu de a veni în împărăție. Dacă un om se naște din nou, asta înseamnă că Duhul Sfânt l-a născut din nou, că numai Duhul Sfânt și Cuvântul naște din nou. Și dacă un om se botează, asta înseamnă că e așa de sensibil la lucrarea Duhului Sfânt, încât a acceptat să urmeze legile lui Dumnezeu. Însă botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu totul separată și specială în timp, în scop și în intensitate. De aceea nu trebuie confundat cu niciuna dintre cele trei de mai devreme. Credinciosul primește plinătatea Duhului Sfânt pentru următoarele scopuri. Și acum din nou vă cer atenția dumneavoastră maximă. Primul scop pentru care noi suntem botezați cu Duhul Sfânt, din punct de vedere biblic, este următorul. Fapte 2:38. Este porunca lui Dumnezeu ce urmează experienței convertirii, a nașterii din nou și a botezului în apă. Adică, după ce te-ai convertit, după ce te-ai născut din nou și după ce te-ai botezat în apă, este porunca lui Dumnezeu să fii botezat cu Duhul Sfânt. Și acum ascultați cuvântul Domnului, Fapte 2:38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, apoi fiecare dintre voi să fie botezat în apă și apoi fiecare dintre voi să fie botezat cu Duhul Sfânt.
Aceasta este o ordine pe care Dumnezeu o exprimă prin apostol atunci când acesta este întrebat. Ce să facem? Oamenii care ascultă Evanghelia își dau seama că sunt pe un drum greșit. Își dau seama că au o religie, dar ei n-au nevoie de religie, ci de Dumnezeu. Și atunci îl întreabă pe apostol ce să facem. Și apostolul spune, în primul rând, pocăiți-vă. În al doilea rând, după ce v-ați pocăit, botezați-vă în apă. Se va întâmpla nașterea din nou. Și în al treilea rând, voi trebuie să fiți botezați cu Duhul Sfânt. A fi botezat cu Duhul Sfânt este o poruncă a lui Dumnezeu. Primul scop atunci când cauți botezul cu Duhul Sfânt este să împlinești porunca lui Dumnezeu. Așa cum împlinești porunca lui Dumnezeu când ți se spune pocăiește-te, botează-te în apă, nu fura, nu minți, tot la fel este o poruncă să fii botezat cu Duhul Sfânt. Este o poruncă. Fapte 8 cu 12. 15 și 17. Dar când au crezut pe Filip, care predica Evanghelia Împărăției și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Petru și Ioan au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Observați, vă rog, frați și surori, experiența convertirii și a credinței pentru mântuirea sufletului este una și în urma acesteia este nevoie de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Încă o dată citesc. Când au crezut pe Filip, care predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Au fost botezați pentru că au crezut. Omul când crede și când se botează e născut din nou și e mântuit. Însă mulți oameni se opresc aici. Observați ce au făcut apostolii cu persoanele acestea. Nu i-a lăsat să se oprească aici. Și observați că Petru și Ioan au venit la samaritenii care au crezut, care au fost născuți din nou și care s-au botezat în apă, s-a rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și ei, după ce s-au pocăit, după ce s-au născut din nou și după ce au primit botezul în apă, au primit și botezul cu Duhul Sfânt. De ce? E o poruncă. Fapte 10 cu 2 și 13 la 14. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Iată dar ce povestește Petru mai târziu despre Corneliu. Corneliu ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, care îți va spune cuvintele prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Acum Petru vine, rostește cuvintele și ascultați ce se întâmplă. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Un om cucernic, un om care se ruga și un om care făcea milostenie. Un om credincios lui Dumnezeu. Un om căruia Dumnezeu îi dă revelații. Și totuși, Dumnezeu crede că experiența spirituală a acestui om nu-i suficientă. Nu-i suficientă pocăința. Nu vorbesc de mântuirea sufletului acum, ci vorbesc de planul lui Dumnezeu cu tine și cu mine. Încă o dată, nu vorbesc de mântuirea sufletului, pentru că mântuirea sufletului nu este ultimul lucru pe care trebuie să-l faci. Este doar primul pe care îl faci în relația cu Dumnezeu. Pocăința este primul, nașterea din nou este a doua, botezul în apă este al treilea, nu trebuie să te oprești aici, având în vedere doar mântuirea sufletului. Acum ești un ostaș în armata lui Hristos și ai nevoie de niște resurse spirituale pentru ca să-L poți sluji pe El, pentru ca să poți trăi în sfințenie și pentru multe alte motive, cum vom vedea puțin mai târziu. Ai nevoie de o altă experiență spirituală, e o poruncă. Și continuăm să citim cuvântul Domnului. Petru mai târziu povestește despre acest eveniment și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Mai târziu, Petru explică ce a înțeles el din partea lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor. Și acum vă rog, fiți cu scripturile în mână la fapte 15, 7 la 9. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu
care cunoaște inimile, le-a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între ei și între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții voștri și nici voi, nici părinții noștri și nici noi nu l-am putut purta? Ascultați-mă! Ci noi credem că suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Toată adunarea a tăcut. Când vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt, nu vorbesc despre mântuirea sufletului. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt vine când deja ești mântuit. Pocăința te mântuiește, nașterea din nou te mântuiește. Botezul în apă confirmă legământul cu Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu mergi mai departe. Pentru că este un proces. Pocăința e primul pas. Nașterea din nou e al doilea. Botezul în apă e al treilea. Însă este un proces. Și Dumnezeu îți poruncește. Pocăiește-te. M-am pocăit, Doamne. Naște-te din nou. M-am născut din nou, Doamne. Botează-te în apă. M-am botezat în apă, Doamne. Fii botezat cu Duhul Sfânt. E totul un imperativ? Da! Este tot o poruncă? Da! Este un proces spiritual. Noi nu trebuie să-i speriem pe oameni că nu sunt mântuiți dacă nu sunt botezați cu Duhul Sfânt. Pentru că în felul acesta să-i motivăm să fie botezați cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt n-a ajuns o sperietoare și un bau-bau pentru a-i speria pe oameni. Oamenii cu adevărat pocăiți vor dori umplerea cu Duhul Sfânt. Oamenii cu adevărat născuți din nou vor dori umplerea cu Duhul Sfânt. Oamenii cu adevărat botezați în apă vor dori umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru că ei vor înțelege că au nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt este o poruncă. Este porunca lui Dumnezeu. Dacă îți permiți să încalci poruncile Domnului, te numești încălcător de porunci, neascultător, vrășmaș al lui Dumnezeu. În al doilea rând, motivul pentru care trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt este faptul că botezul cu Duhul Sfânt împuternicește pentru a fi martor în misiunea la care te-a chemat Dumnezeu. Încă o dată, pentru a nu știu câta oară citesc Fapte 1 cu 8. Ci voi veți primi o putere când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Te întreb, dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, de unde primești putere? Nu spune Biblia, pocăiți-vă să primiți putere. Nu! Pocăiți-vă să vi se ierte păcatele. Nu spune Biblia, fiți născuți din nou ca să primiți putere. Nu! Biblia spune, fiți născuți din nou ca să vedeți și să intrați în împărăție. Nu spune Biblia, acceptați botezul în apă și faceți-l ca să primiți putere. Nu! Ci Biblia spune, botezați-vă în apă pentru că este mărturia unui cuget deja curat, adică a unui om deja mântuit. Dar Biblia spune, când veți fi botezați cu Duhul Sfânt, veți primi putere. Ești mântuit. Ești pocăit, născut din nou și botezat în apă, dar n-ai putere. N-ai putere și te vezi că n-ai putere. Tot timpul sunt pe pastor, n-am putere, nu pot, nu mă pot lăsa, nu pot renunța la pornografie, nu mă pot înțelege cu soțul, am frică și mă terorizează, nu mă pot lăsa de țigări, de droguri, de altceva. De ce? N-ai putere! Cu ce să te ajute pastorul? Pastorul spune ceea ce Pavel spunea, fiți plini de Duh, fiți plini de Duh, fiți plini de Duh. Când vine Duhul, vine puterea, atunci ești un creștin puternic. Nu mai ești bolnav, nu mai ești moale și slab, ești puternic. De ce? A venit Duhul Sfânt. Este o poruncă să fii botezat cu Duhul Sfânt. În al doilea rând, niciodată nu vei avea putere să fii un martor pentru Hristos. De aceea nu vei putea fi. Un martor vei fi, dar nu pentru Domnul, ci împotriva Lui. Dacă vrei să ai o mărturie integră, demnă, pentru onoarea Regelui, înțelege că ai nevoie de putere. Nu trebuie să fii penticostal pentru asta, trebuie să fii creștin. N-are importanță ce fel de creștin ești. Dacă te temi de Dumnezeu, atunci roagă-te să primești puterea. Evenimentul când îl vei primi se numește botez cu Duhul Sfânt. Al treilea rând, frați și surori, avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru a primi putere pentru sfințenie personală.
2 Tesaloniceni 2 cu 13. Căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințenia Duhului și credința adevărului. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, noi toți cei care suntem aici, suntem pentru că îl iubim pe Domnul. Dar fiecare dintre dumneavoastră care îl iubiți pe Domnul, în săptămâna care a trecut, probabil ați falimentat din punct de vedere moral sau spiritual. De ce? Pentru că procesul de neprihănire, procesul sfințirii în care sunteți implicat, nu a avut resursa necesară ca să vă ridicați la nivelul la care vreți. Întotdeauna o mașină sau un avion consumă cea mai mare cantitate de combustibil când pleacă de pe loc în demaraj sau când se ridică de pe pământ. Avem nevoie pentru sfințenia personală de putere. Altfel, vom fi niște oameni cu o teorie bună, însă nu vom avea resursele spirituale necesare pentru ca să trăim sfințenia lui Dumnezeu. Și ne permitem să fim corupți, ne permitem să fim robiți de pornografie, de autosatisfacere, de păcatele cărnii, de lăcomie de bani, de poziție, suntem aroganți și mândri timp în care venim la biserică. Adunările sunt pline de oameni mândri. Adunările sunt pline de oameni care sunt robiți. De ce? Nu-s creștini adevărați și din nefericire ei fac eticheta bisericilor. Pentru că oamenii de afară se uită la ei și spune, uite că și la biserica aceea se face așa. Nu se face așa. Acesta nu e dintre noi. Este o rușine, este un parvenit, este unul care n-a crescut în procesul sfințirii. Pentru că nu i-a permis Duhului Sfânt să intre în viața lui și să-l umple de putere. De aceea vrea să nu mai mintă, dar nu poate. Vrea să-și respecte soția, dar nu poate. Vrea să fie un credincios bun, dar nu poate. De ce? Lipsește botezul care îți dă putere. E o poruncă. Trebuie să fii martor și apoi trebuie să te sfințești. Cum poți fără Duhul Sfânt? Cu resursele pe care le ai, muritorule, om din carne, supus slăbiciunilor. N-ai nicio șansă, n-ai nicio șansă. Al patrulea rând, frați și surori, avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru că El ne asigură daruri spirituale pe care sau prin care vom zidi sufletește și spiritual biserica lui Dumnezeu. 1 Corinteni 12 cu 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Acum ascultați-mă cu atenție. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, spre exemplu, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Avem 2-3 persoane în biserică care vorbesc despre înțelepciune. Au manifestarea darului de a vorbi despre înțelepciune. Nu darul înțelepciunii, că pe ăsta nu-l are decât Dumnezeu. Altuia darul să vorbească despre cunoștință. Avem în biserică 5-6 care vorbesc despre cunoștință. Dar datorită la Duhul Sfânt. Altuia darul credinței, tot prin Duhul Sfânt. Avem în biserică 5-6 care au darul credinței. Altuia darul tămăduirilor, tot prin Duhul Sfânt. Avem în biserică 2-3 care au darul acesta. Altuia darul puterea să facă minuni. Avem vreo 10-15 în biserică care au darul acesta, tot prin Duhul Sfânt. Altuia prorocia. Avem în biserică 10-15 care prorocesc, dar prin Duhul Sfânt. Altuia deosebirea duhurilor. Avem 2-3 care vin la păstor și spun, pastore, fii atent că e aici în biserică o persoană care îți va cere să facă o slujbă. Nu-l lăsa, pentru că Domnul mi-a descoperit că are în el un duh străin. Deosebirea duhurilor. Sunt în biserică 2-3, iar eu sunt foarte protejat de această echipă de oameni care mă ajută să nu fac greșeli. Lăsați un om singur acolo, el le are pe toate darurile, el e super om, el e dotat, el face toată lucrarea. O, ce teologie săracă și amărâtă. Dar continuăm. Altuia vorbirea în limbi. Altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face același Duh care dă în parte cum voiește El. Și din fiecare avem vreo 5, 6, 10, 15. De ce? Pentru că acești oameni puși la un loc sunt dintre cei botezați cu Duhul Sfânt. Acum vă întreb. Unde este darul despre înțelepciune, despre cunoștință, despre darul de minuni,
darul de credință, darul de vindecare, darul de prorocie, darul de vorbire în limbi și de tălmăcire. Vă întreb, frați și surori, unde este? Este cinstit să vă pun aceste întrebări. Unde este? Dacă botezul cu Duhul Sfânt este înzestrarea cu daruri pentru a zidi biserica și Duhul Sfânt dă în fiecăruia în parte cum voiește El pentru zidirea bisericii lui Dumnezeu, iar noi suntem botezați cu Duhul Sfânt, vă întreb, unde sunt darurile? În al cincilea rând, frați și surori, este nevoie de botez cu Duhul Sfânt, pentru că atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, se mărește consacrarea pentru Dumnezeu și dedicarea pentru lucrarea Lui. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Acum vreau să vă întreb, creștinii pe care îi cunoașteți, insistă în învățătura apostolilor? Insistă? Iubesc studiul învățăturii apostolilor? Participă regulat la întâlniri de studiu ca să cunoască învățătura apostolilor? Cei pe care îi știți botezați cu Duhul Sfânt de lângă dumneavoastră sunt oameni care iubesc învățătura apostolilor? Sunt oameni care o cunosc? Sunt oameni care o răspândesc? Sunt oameni pe care o cercetează din ce în ce mai mult ca să o cunoască în amănunt? Legătura frățească. Oamenii botezați cu Duhul Sfânt stăruiesc în legătura frățească. Trec peste toate piedicile. Frângerea pâinii, adică cina Domnului, și rugăciune. Oamenii botezați cu Duhul Sfânt iubesc rugăciunea. Vin la rugăciune. Frați și surori, mie mi-este ușor să vorbesc despre orice. Unde sunt eu la timpul de rugăciune? Unde sunt eu la timpul de rugăciune? Noi avem câteva programe de rugăciune. Unde este fratele Luigi atunci? Unde? Duminică seara vorbesc de la microfon. Tun și fulger. Însă, la ceasul rugăciunii, unde sunt? Oameni mari, nu putem să vedem adevărul? Frați și surori, oameni mari, nu vedem diferența? Oh, Doamne, dacă la vârsta asta nu o vedem, nu o să mai vedem niciodată. Oamenii care sunt botezați cu Duhul Sfânt iubesc rugăciunea ca pe sufletul lor. Și dacă pot prinde prilejul de la lucru, din familie, nu pot întotdeauna, dar dacă pot prinde prilejul, dar să nu poți niciodată într-un an de zile, să nu poți niciodată într-o lună de zile, dacă dumneavoastră credeți că stai botez cu Duhul Sfânt, atunci mă întreb, care nu este botezul cu Duhul Sfânt, dacă nu e nicio diferență între cei botezați și între cei nebotezați, atunci unde mai e valoarea și importanța botezului? Dacă tot acolo e. Nici ea nu vin la rugăciune, nici ea nu vin la studiu biblic, nici ea nu încurajează părtășia frățească, ci din potrivă altceva. Păi atunci, fraților, cum vom demonstra acestor copii că e nevoie de botez cu Duhul Sfânt și se face diferența vizibilă, nu vorbită? Frați și surori, cei care sunteți botezați cu Duhul Sfânt și umpluți și reumpluți cu Duhul Sfânt, trăiți-vă viața cu demnitate. Fiți niște instrumente pentru onoarea lui Iisus Hristos. Fiți niște oameni demni cu un comportament divin pentru copiii și tinerii bisericii. Să nu vadă noi meschinărie, corupție, lipsă de comportament creștin, timp în care le cerem lor să facă aceste lucruri. Ei nu fac ce le spunem lor, ei nu fac ce le spunem noi, ei fac ce facem noi. În al șaselea rând, frați și surori, necesitatea de a fi botezat cu Duhul Sfânt este faptul că mărește atitudinea de reverență, de închinare față de Dumnezeu. Fapte 2:43-47. Fiecare era plin de frică. Ascultați cum sunt oamenii botezați cu Duhul Sfânt. E vorba de o frică reverendă, nu de o frică de aceea care te sperie. Nu. De Dumnezeu nu trebuie să-ți fie frică ca de bau-bau. Ci frica de Dumnezeu este faptul că atunci când intru în casa lui Dumnezeu, am terminat cu guma de mestecat, am terminat cu telefoanele celulare și cu mesajele,
Mă duc și când la fanfară sau la orchestră sau la cor sau fac altă slujbă. Și când colo viața mea este așa cum este. Scumpii mei, oamenii plini de Duhul Sfânt sunt plini de frică. Adică o frică reverentă față de Dumnezeu. E un om delicat ăla. Este un om simțit. Este un om foarte sensibil. E un om care nu te-ar supăra cu nimic. Plin de frică. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște, își vindeau agoarele, toți erau împreună nelipsiți de la templu, fiecare zi. Frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie, lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Oamenii aceștia fac asta după ce s-au botezat. Ce spune, după ce au primit botezul cu Duhul Sfânt? Ce spune Biblia de acești oameni înainte de botezul cu Duhul Sfânt? Unde era Petru când Hristos era pus pe cruce? Ascuns! A trebuit să-l trezească cocoșul! Botezul cu Duhul Sfânt face diferență! Face diferență, frați și surori! Dar face o diferență mare! Pentru că Dumnezeu mă umple! Nu doar că m-am pocăit și îmi sunt păcatele iertate! Nu doar că m-am născut din nou și mi s-a schimbat mintea și inima! Fiecare celulă a ființei mele este plină! Pentru că Duhul Sfânt înseamnă plinătate! Vă rog să vă imaginați următorul lucru. Imaginați-vă că am în mână un pahar. Puteți? Am în mână un pahar, da? Imaginați-vă că are apă în el, atât. Și paharul este înalt. Atât are apă în el. O treime, a treia parte din el. Două părți e gol, o parte e cu apă. Paharul e plin? Nu. Acum imaginați-vă următorul lucru. Paharul acesta care are apă în el, îl iau și îl bag într-un vas mare și îl scufund. Vă întreb, e plin paharul acum? E apă și în el, și pe lângă el, e pe unde te uiți, e numai apă, și pe dinăuntru și pe din afară. De ce? L-am botezat, adică l-am băgat înăuntru. Asta înseamnă botezat, baptizo, scufundat. Ai puțin vas în un de lemn pentru că te-ai convertit și spui, mie nu mai îmi lipsește nimic. Ai puțin vas în un de lemn pentru că te-ai născut din nou și spui, eu nu mai vin la stăruință. Ai puțin vas în un de lemn că te-ai botezat în apă și spui, mamă și tată, gata, le-am făcut pe toate. Ascultă-mă, prietene, tu ai nevoie să fii umplut de Duhul Domnului. E beneficiul tău. În ultimul rând, pentru mine, în această seară, nu neapărat că ar fi ultimul lucru pe care îl putem spune, dar pentru că timpul expiră, ne oprim aici după ce spun acest lucru. Botezul cu Duhul Sfânt mărește dragostea pentru Dumnezeu, pentru cuvântul său și pentru oamenii pierduți. Când devii botezat cu Duhul Sfânt, dintr-o dată dragostea pentru Dumnezeu capătă dimensiuni foarte mari. Dragostea pentru Biblie capătă dimensiuni foarte mari. Petru, care s-a ascuns înainte de botezul cu Duhul Sfânt, de frică să nu fie omorât ca și Hristos, după ce e botezat cu Duhul Sfânt, iese în pridvor și spune, evreilor, voi l-ați omorât pe Iisus Hristos și merge în toată lumea și predică. Și la un moment dat este omorât și el, dar moare din dragoste pentru rege. De ce? Ființa lui a fost plină de Dumnezeu. Ființa lui a fost plină de Dumnezeu. Ființa lui a fost plină de Dumnezeu. În toate colțurile existenței lui, gând, sentimente, faptă, gesturi, atitudini, era plin de Duhul Sfânt. Plin! Înainte s-a ascuns să nu fie omorât. După aceea, singur s-a dus la moarte. Aș vrea în această seară, frați și surori, să ne oprim înaintea Domnului și să nu ne grăbim cu expunerea acestei învățături, pentru că este o învățătură mai complexă decât ne imaginăm și este bine să ne luăm timp pentru ca să o putem mesteca bine, să o înțelegem, să nu înghițim nerumegată, să ne doară stomacul și să nu ne treacă foamea, dimpotrivă, ci să o mestecăm bine și să o înțelegem pentru ca să pricepem că pocăința îți salvează sufletul iertându-ți păcatele. Nașterea din nou îți schimbă interiorul ființei în așa fel încât devii un om nou și ieși de sub pedeapsa lui Dumnezeu. Botezul în apă este legământul oficial, contractul ca și căsătoria, în baza căruia
public afirm că ești al lui Dumnezeu și Dumnezeu al tău. Botezul cu Duhul Sfânt este umplerea ta în cele mai mici domenii de puterea lui Dumnezeu, în așa fel încât ești plin de Dumnezeu, ești plin de puterea lui Dumnezeu. Gândurile sunt toate îmbibate de putere. Trăiești în prezența și în dimensiunea Duhului Sfânt. Nu mai ești un creștin slab, neputincios, care mereu promiți că o să faci, o să fii și de ani de zile ești la fel. De ce? E Duhul Sfânt acolo! E Duhul Sfânt acolo! Și acum vă întreb, când suntem pe cale să ne despărțim, dragi prieteni, care ca și mine vreți să mergeți în cer, dar până în cer mai este o vreme de luptă. Lupta aceasta trebuie să fie victorie în viața personală, în viața de familie, în viața de biserică, în viața de slujire, în toate dimensiunile. Cine să-mi dea victorie mie, omul cel neputincios din carne, dacă tot evit cel pe care Dumnezeu l-a trimis să fie paracletos pentru mine, mângâietorul meu? Dacă cineva mi-ar da $1,000, eu aș lua doar $1 din ei? Nu! Mi-aș umple buzunarele cu bani până mi-ar cădea pe jos. Dacă aș fi aici o grămadă de bani și mi-ar spune Luigi, ia cât poți, eu nu mă duc să iau $1 să-l bag în buzunar, să plec, să spun, eu sunt modest. Da, de unde? Mi-aș băga în toate buzunarele, aș umplea mâinile și probabil și în gură aș duce un teanc. M-aș umple de bani. În seara aceasta, aici este Duhul lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. El l-a înlocuit pe Hristos. Este aici paracletosul. Este pentru noi. Și stai în prezența Lui. Și ți se oferă prin credință oportunitatea. Ce o să faci? O să iei $1 și o să pleci spunând, m-am convertit, m-am născut din nou, m-am botezat în apă? Sau o să te umpli, că ai nevoie? E viața grea. Te chem în această seară să ne rugăm. Stai înaintea lui Dumnezeu și roagă-te. Dacă nu te poți ruga tare, oprește-te aici și roagă-te încet. Dacă nu te poți ruga încet, roagă-te tare și spune lui Dumnezeu, Doamne, mă gândesc că mâine, poi mâine te întorci. Și ce sunt eu? Am case, am mașini, am business-uri, dar ce sunt eu pentru împărăția ta? Sunt gol de putere. Oamenii ăștia nu știu cât de gol sunt, cât de neputincios. Vă chem în această seară la rugăciune, frați și surori. Să stăm înaintea Domnului și să nu plecăm de aici. Atunci când e vorba de beneficiul vieții mele, îmi iau suficient timp. Când e vorba să mănânc, îmi iau 45 de minute să mănânc. Și nu mă grăbesc. Unde ne grăbim? Să mergem acasă? De ce? Pentru ce? Să mă cer din nou cu soția? Să deschid din nou televizorul? Să intre din nou imaginile alea murdare în mintea mea? Să pun din nou mâna pe telefon pentru banii de care nu mai mă satur? De ce? Aici este Hristos. Aici este perspectiva cerului și este destinul meu. Aici unde este paracletos, ca să mă umple de putere și să nu mai fiu un falimentar. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună Domnului, pentru că este în beneficiul nostru să fim plini de Duhul Sfânt. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.